Capitole de credință. Miracolul Bibliei uscate. Dumnezeu are o grijă deosebită pentru cuvântul său, așa cum putem vedea din mărturia fascinantă a lui Robert. El împărtășise cum paginile unei Biblii au fost păstrate uscate și neîncrețite în ciuda faptului că au fost expuse furiei unui ciclon. Directorul seminarului adventist din Myanmar a transmis relatarea aceasta lucrătorilor de la Gospel Outreach. Numele meu este Robert. Am fost botezat în Biserica Adventistă de ziua 7-a acum mulți ani, dar cu greu puteam citi Biblia. Pentru mine Biblia era la fel ca alte cărți obișnuite, prin urmare nu înțelegeam de ce să mă chinui să o citesc. Dar după ce ciclonul Narcis ne-a lovit satul, încrederea mea în cuvântul lui Dumnezeu s-a schimbat total. În seara de 2 mai, vineri, ciclonul Narcis a început să-și manifeste furia asupra satului nostru. Casa mea s-a prăbușit și nu am mai putut salva nimic. Am fugit de îndată la o altă casă pentru adăpost, dar în doar câteva minute și aceasta a fost distrusă. Am fugit la încă 4 case, dar și ele au fost doborâte de vântul puternic și de valuri. Noaptea aceea a fost înfricoșătoare. Ploaia puternică a venit însoțită de un vânt puternic. Apa s-a înălțat tot mai sus și mai sus. Oamenii erau speriați. Unii copii plângeau, iar alții stăteau liniștiți, ținându-se foarte strâns de mamele sau taților. În acea noapte întunecoasă, toată lumea a încercat să se grăbească să ajungă la cel mai înalt loc de refugiu. Totuși, nivelul apei creștea mereu. Astfel, încât chiar și în locul cel mai înalt, apa ne-a ajuns în curând la genunchi. Acum nu mai puteam face nimic. Doamne, viețile noastre sunt în mâna Ta. Te rog să ne salvezi, s-a rugat soția mea. Încet, apa ne-a ajuns până la talie. Toată lumea se ținea de ceva care să îi ajute să plutească. În acea noapte, a trebuit să rămânem în apa rece și sărată, în timp ce vântul puternic sufla continuu. Eram complet în întuneric, înconjurat de apă. În sfârșit, spre miezul nopții, aceasta a început să se retragă. Dimineața, am coborât la locul nostru de refugiu. Totul arăta diferit. Ne-am dus acasă sperând să mai găsim ceva, dar nu rămăsese nimic. Totul fusese luat de ape. În timp ce continuam să mă uit prin jur, am găsit Biblia fiului meu sub un copac căzut. Am ridicat-o și am deschis-o. Fiecare pagină era uscată și puteam să întorc paginile fără problemă. Eram uimit. Am găsit și alte cărți, dar toate erau umede și nu le-am putut deschide. Mi-am dat seama că Biblia nu este o carte obișnuită. Este cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, care este în stare să te facă înțelept pentru mântuire prin credința care este în Hristos Iisus. 2 Timotei 3,15. Nu mă îndoiesc de cuvântul lui Dumnezeu, ci îl studiez cu atenție și mărturisesc tuturor despre Biblia fiului meu. Știai că nu este nevoie decât de $150 pe lună pentru a sprijini un lucrător al Evangheliei de la Gospel Outreach în țara lui? Fiți binecuvântați ca să deveniți mari misionari. Domnul cu voi!